Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din GTA 5 cu secretele, această dată aici, în zona mai puțin frumoasă din GTA, aici unde sunt toate cluburile de motociclete și toți drogați și mai știu ce. Suntem cu o mașină destul de frumoasă, tot așa de captat, vedeți, ne-am și schimbat de hainele de Independence Day, pentru că nu a deja trecut 2-3 săptămâni. Și astăzi vom vizita 3 zone, ca să nu se mișcă, nu vreau să deschid mașina. Prima zonă, probabil o știți, poate nu o știți, sau toate probabil le știți sau nu le știți. Unele sunt mai interesante. Prima este aici. Barul ăsta unde se află un joc de darts și unde puteți să intrați. Ce sunt tipii ăștia, bla bla bla. Păi aici chiar mai fi ceva secrete. Nu, ignorați sutienele și fustițele de pe aici. Da. Și pe starele de pe aici, nu. Deci aici este o zonă unde poți să intri, bă, mulți trec pe lângă sau nici măcar nu trec pe aici. Dar e destul de șmecheră. S-a promis că era buguită. Hai, frate. No, bun. A doua locație tot aici, în aeroport. Asta, bă, nu știu cât dintre, câți dintre voi știți. Dar eu m-am uitat, gen, am cum am trecut recent pe aici și n-am fost aici și am zis, bă, oare pot să urc? Și aici la turnul ăsta. Poate nu știați, dar puteți să intrați în el, în turnul ăsta de control. Deci, încă un mic secret. Uite aici, în turnul ăsta. De mușă. Lângă ușă ca prosul. Da. Uite, și aici puteți să intrați. Bă, nu-i nimic interesant ca idee. Dar, na. Posibil, oare pot să stric astea pe aici? Da. Ok. Da. Și acum a treia locație. Da, am trecut foarte repede, sunt foarte obosit și foarte târziu. Cam ca idee, 2:30. Și... da. Și îmi place bugul ăsta la mașină. Și nu, aici sunt locațiile, aeroport și aici. Și mai avem și aici. Bine, locația asta, cei care ați fost pe live-ul, care m-am jucat GTA și Rust și Minecraft, aici v-am arătat-o. Deci o știți, dar am zis că o să o arăt și pe clip ca să fie ok. What the fuck? Ce că am lovit ăla, dar nu am lovit de fapt. Ok. Ok. Nu știu. Nu știu. E și greu, astăzi am stat deci toate secretele astea. 1, singur l-am văzut pe net, 2, asta și le-am căutat, deci astea două secrete, primele două care mi-am arătat, m-am plimbat eu pe aici și mi-am zis, băi, astea să mă uit. Dacă mai știți voi secrete, în afară de cele de pe sub apalea, nu știu, poate să le facem și pe alea, îmi scrieți în comentarii dacă vreți să le facem și pe alea. Dar astea, de pe la suprafață, dacă știți voi pe unde sunt unele și aș vrea să le vedeți și în clipurile mele, să-mi spuneți. Hai să-mi fac picioare. Bă, ce alunec. Și la fel aici, a treia zonă, este, nu este de fapt cine știe ce.
dar este gen, vedeți, aici nu puteți să intrați, e blocat. Nu, nu puteți să intrați înăuntru în clădirea asta, dar puteți să intrați pe geamuri. Hai că deja am rămas fără glânt. Mă rog, ca idee, puteți să spargeți astea și să intrați pe aici. Să luați un suculeț. Da, mă, lasă-mă să auzi. O stricam, mă, ce-am făcut? Să are lag. What? Bă, ați făcut din metal, mă. Nu, ca idee. Nu, cam atât a fost episodul, 5 minute, n-a fost foarte lung, pentru că m-am sfârșit târziu și aveam stat și am găsit ce am făcut, ce am dres toate zonele astea. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați lângă like, înscrieți în comentarii alte lucruri și o clopoțel, încă nu îți apară și bye vlogul, curând, cât de curând, sper. Da, și vedeți data viitoare. Ciao, pa, pa.